Ina. Oaspeților capitale, tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua națională a culturii, să aducem un omagiu al marelui poet, geniului literaturii și să creăm condițiile împreună ca de la cei mici până la cei mari unul să poată citi, doi să poată să aibă potențial de dezvoltare multilateral. Ne-am dorit ca municipiul Chișinău, apropo avem oaspeți din Alba Iulia de la Tatra Neamț, și le mulțumim că sunt alături de noi. Le-am dorit tuturor să avem, așa cum spuneam, acest potențial de dezvoltare în diferite domenii și chiar dacă suntem foarte aproape, dorim ca municipiul Chișinău să-și recapite capitală culturală cu adevărat, acolo unde oamenii să socializeze, acolo oamenii să, unde să învețe unii de la alții, să înveți de la cei care astăzi încă sunt în viață și suntem contemporani, începând cu marii cineacă, mulți alții, și să ducem această faimă a creației oriunde în lume ar fi posibil. Să stăm de vorbă mai des, să interacționăm, să socializăm, cum ziceam, și să fim mai buni acasă la noi aici, Chișinău sau oriunde am venit, la Alba Iulia, la Tatra Neamț. Asta am vrut să zic și fericitări tuturor. Da, sunt foarte emoționat că am reușit să fim astăzi împreună cu colegii noștri și prietenii din autoritățile locale. Alba Iulia și Chișinău au 11 ani anul ăsta de când sunt înfrățite. Nu-i așa, ca două surori, două capitale de provincii istorice. Mă bucur foarte mult și, deși și acasă la Alba Iulia aveam eveniment astăzi de Ziua Culturii Naționale, am lăsat viceprimarii, am lăsat pe ceilalți colegi din primărie, ONG-urile patriotice și toți ceilalți să sărbătorească și noi avem un bus frumos în centrul municipiului și am ținut să fiu neapărat astăzi aici împreună cu domnul primar, cu colegii din primăria Chișinău și cu colegii care au venit din Piatra Neamț și din Sănii, Moldova, să depunem flori la frumoasa statuie a lui Mihai Eminescu. Am avut surpriza să o venim și pe Veronica Micle și mi se pare atât de inspirat tot ceea ce s-a făcut în această piață pe care o văd pentru prima oară, pentru că ultima dată am fost în Chișinău în 2017. Așa că sunt absolut încântat de cum arată orașul și aseară peste o oră m-am plimbat și nu m-am săturat să văd cum e pavazat și cât de frumos și de însărbătoare. Tocmai de aceea vă felicit autoritățile locale, pe domnul primar, pentru tot ceea ce a făcut în scurtul timp de când a preluat mandatul. De altfel și eu n-am decât un an și ceva de mandat. Noi am avut discuții la primăria Chișinău, sperăm să ne lase și pandemia, iar în acest an, pentru că noi avem din nou un centenar, centenarul încoronării de la Alba Iulia din 1922, pe 15 octombrie, și pe parcursul întregului an vor fi activități culturale, științifice dedicate acestui eveniment. Tocmai de aceea am spus că ne vom vizita cel puțin o dată la Chișinău și o dată la Alba Iulia în acest an și vom strânge legăturile culturale. Mă simt aici ca acasă, îmi plac oamenii, sunt deosebiți și întotdeauna e o emoție când vin la dumneavoastră. Vă mulțumesc mult!